Bărbatul a trăit șocul vieții sale atunci când a dat peste o seminte în garsoniera pe care a cumpărat-o de la o bătrână care a decedat între timp. În acest caz, polițiștii au deschis o anchetă, iar resturile scheletului au fost preluate de Serviciul de Medicină Legală Gorj pentru a se stabili cu exactitate proveniența acestora. Postul de poliție Bâlteni a fost sesizat de un bărbat de 32 de ani din localitate despre faptul că în garsoniera pe care o deține pe raza comunei Bâlteni a găsit mai multe fragmente osoase de proveniență necunoscută. La fața locului s-a deplasat o echipă operativă împreună cu un medic legist care a constatat că apelantul a achiziționat recent garsoniera, iar cu ocazia efectuării unor lucrări de renovare în baia locuinței a găsit mai multe fragmente osoase. Din primele verificări ale osemintelor, legiștii au constatat că acestea au o vechime foarte mare.